Comisariatul județean din Botoșani al Gărzii Naționale de Mediu se află în imposibilitatea de a funcționa și asta după ce doi dintre comisarii instituției sunt în arest la domiciliu, iar alți doi sub control judiciar în urma perchezițiilor făcute miercuri de procurorii DNA într-un dosar de corupție. Un alt comisar se află în concediu de odihnă, în timp ce consilierul juridic este în concediu medical. În aceste condiții, șeful comisariatului județean este singura angajată care era joi la serviciu. De asemenea sub control judiciar se află și un consilier de la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani. Instanța de judecată a dispus plasarea în arest la domiciliu a celor doi comisari de mediu și plasarea sub control judiciar a unui angajat în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani. Cei trei trebuie să respecte o serie de măsuri instituite de judecători, orice încălcare a acestor obligații, putând atrage arestarea preventivă. Problema cea mai mare este în cadrul Gărzii de Mediu, Comisariatul Județean Botoșani. Asta pentru că, în urma închetei DNA, instituția a rămas fără personal. La serviciu s-a prezentat doar șeful structurii, Cristina Cașiap, un alt comisar fiind în concediu de odihnă și consilierul juridic în concediu medical. Cu doi comisari în arest la domiciliu și alți doi plasați sub control judiciar, direct de către procurorii DNA, garda de mediu Botoșani nu mai are cu cine activa. Din acest motiv, șeful comisariatului așteaptă o comunicare oficială din partea DNA și a instanței de judecată pentru a informa la rândul său comisariatul general asupra situației Ivite. Procurorii DNA au efectuat miercuri 64 de percheziții în județele Botoșani, Suceava și Iași într-un dosar ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție comise în perioada aprilie-octombrie 2022. Ancheta se derulează în legătură cu modalitatea de efectuare a unor controle la agenții economici și unități administrativ-teritoriale pe linie de protecție a mediului. Potrivit anchetatorilor, perchezițiile au avut loc la sedii ale unor instituții publice și la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor societăți comerciale. Cu titlu de exemplu, procurorii DNA precizează că inculpații funcționari publici nu ar fi aplicat sancțiunile corespunzătoare în cazul unor incendii de vegetație despre care cunoșteau că ar fi fost provocate intenționat. În aceeași manieră, procedând și în cazul unor depozitări nelegale de deșeuri din construcții și demolări. Aceștia ar fi pretins de la persoanele favorizate sume de bani cuprinse între 300 și 2000 de lei, precum și alte foloase necuvenite.